Dragii mei frați, din nou prin harul Domnului pe genunchi, la rugăciune, la ora 9:30 în acea dimineață, Domnul din nou a strigat cu putere, atenție mare, strigă Duhul Sfânt, România, România, trezește-te! Trezește-te, că-i scurtă vremea și am să zgudui întreg pământul. Trezește-te, poporul meu, că am să vin când tu nici nu te vei aștepta și vreau să fii pregătit, să ai ulei în candelă, candela ta să ardă, să fii gata, să mă poți întâmpina. Poporul meu, atenție mare la vorbire, la gândire și la umblare. Dacă nu ascultați vocea mea, aspru vei fi judecat și va fi prea târziu să mă mai cauți. În scurtă vreme se va lua harul de la neamuri și se va întoarce la Israel și în zadar vei bate la ușă, că n-am să mai aud și va fi prea târziu. Astăzi, când vocea mea strigă, trezește-te și nu mai sta nepăsător. Poporul meu, ți-am vorbit în milă și în îndurare și îți mai repet, trezește-te, grăbește-te, smerește-te, pocăiește-te, apropie-te de mine cu post și rugăciune, așa cum au făcut cei din Ninive, să mă pot îndura de tine, că altfel vei fi pedepsit odată cu lumea întreagă. Ți-am vorbit în milă, ia seama la toată umblarea ta și întoarce-te ca să poți fi iertat. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Amin. Și mi s-au repetat din nou epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul Evrei, capitolul 3 și 4.